Aș vrea să citesc un verset din Galateni, din capitolul 2, versetul 20. Deci Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Sunt sigur că am auzit fiecare versetul acesta și ne-am pus de foarte multe ori întrebarea vis-a-vis de versetul acesta, dar mai mult sunt sigur că am și declarat noi înșine despre acest lucru, despre noi înșine. Mi-aduc aminte că în seara zilei învierii, Iisus Hristos se arată ucenicilor. Se arată ucenicilor și când ei se sperie și cred că văd un lucru, deci o să fie, Iisus le arată mâinile și arată semnul cuierilor. Deci arată semnele căci El a fost răstignit. Îl găsiți în Evanghelia după Luca, îl găsiți în Evanghelia după Ioan și mai târziu îl face acest lucru pe Apostolul Ioan, se scrie căci în prima epistole, primul capitol, primul verset, căci ceea ce era de la început, ceea ce știm, ceea ce am văzut, ceea ce am privit cu ochii noștri, ceea ce am pipăit despre cuvântul vieții și spune în versetul 3, acela vă vestim și noi. Știți, Iisus Hristos a avut semnele răstignirii ei. Și noi fiecare spunem și fiecare să spun că ne lăudăm de multe ori sau cităm acest verset vis-a-vis de noi, nu numai vis-a-vis de Pavel, și spunem că am fost răstignit. Întrebarea care se pune, ce se vede din răstignirea ta și din răstignirea mea? Ce semne, ce caracteristici poți arăta sau pot arăta eu vis-a-vis de acest lucru? Este foarte ușor să faci o asemenea declarație. Este foarte ușor să spui, da, Doamne, nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine. Eu am fost răstignit. Întrebarea care se pune, ce se vede? Cum se vede? Ce se vede în mine? Ce se vede în tine? Și aș vrea să vă vorbesc în acest scurtă meditație despre trei gânduri, despre un lucru pe care eu l-am intitulat a fi răstignit. Cum arată un om care este răstignit sau care trebuie să fie răstignit sau a fost răstignit? În primul rând, un om răstignit privește într-o singură direcție. Fața lui este întoarsă spre Ierusalim. În Luca 9:51 spune în felul următor, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Știa ce l-așteaptă. Știa că nu va fi ușor. Știa că va trebui să moară. Înainte de moarte știa că va fi batjocorât. Știa că va fi lovit, va fi scuipat și știa că la urmă se va sfârși toate aceste lucruri cu răstignirea lui. Cu răstignirea pe cruce. Dar cu toate acestea, el și-a întors privirea spre Ierusalim. Dacă ești răstignit și sunt răstignit, atunci totdeauna ținta mea, privirea mea trebuie să fie spre Ierusalimul Ceresc. Nu la alte lucruri, nu în altă parte, ci trebuie să fie spre Ierusalimul Ceresc. Trebuie să mă uit totdeauna la răsplătirile care mă așteaptă, care te așteaptă și să mă uit acolo. Apoi al doilea aspect spune că el nu privește nici la dreapta, nici la stânga. Iisus Hristos, în Luca 23:46 spune, Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Iisus nu a fost singur acolo la răstignire. Era cuprins de o gloată mare, erau acolo și farisei și saduchei, preoții cei mai de seamă, soldații romani, erau și alții care se uitau. Cu toate acestea n-a privit la nimeni în jur că oare cineva l-a putea scăpa, oare cineva a putea să vină în ajutorul lui, oare cineva ar putea să vină. Nu, el a ales să privească într-un singur loc, într-un singur fel și a ales să privească spre Tatăl Ceresc. Dragul meu, nu știu ce te așteaptă sau cât crezi sau cum crezi sau ce crezi despre tine. Iar realitatea este că există cineva despre care noi spunem, noi declarăm, despre care noi credem că este stânca veacurilor. Privește spre el.
Dacă ești răstignit, trebuie să ai în tine caracterul acesta, că niciodată la oameni, niciodată în jur, niciodată în spate, ci privește la El, la Iisus Hristos, la stânca viacurilor. Al treilea aspect din acest gând este că un om răstignit uită, aruncă și aleargă. Probabil mi se pare ciudat așa enunțarea aceasta, dar azi dimineață am auzit niște versete foarte minunate. Eu am să vi le recitesc și n-am să insist asupra lor foarte mult. Filipeni 3, 13 și 14 spun în felul următor. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, tradus în limba română de noastră de astăzi, eu pot să mă uit în altă toate fărți, pot să mă uit și în spate, și în stânga, și în dreapta, dar eu îmi impun un singur lucru dacă m-am dus la Hristos. Îmi impun un singur lucru, să uit ce a fost în spate. Deci în spatele meu mă așteaptă foarte mult, pe care aș putea să mă bazez, pe care aș putea să mă bizui în toate lucrurile. Dar nu, eu mă arunc înainte și alerg spre țintă chemării cerești în Iisus Hristos. Un om răstignit se gândește în felul acesta. Un om răstignit se uită înainte și merge înainte. Apoi, al patrulea aspect, spune în felul următor, un om răstignit privește în sus, mântuirea se apropie. Luca 21-28 spune în felul următor, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele pentru că izbăvirea voastră se apropie. Iisus vorbește ucenicilor despre prigoniri, despre lucruri pe care o să le așteapte, o să le întâmpine în viața de toate zilele. Și n-a trecut mult, după înălțarea la cer, au și primit din belșug. Realitatea este că și noi le primim din belșug toate aceste lucruri. Dar cu toate că au fost prigoniți, ei s-au uitat în sus și au așteptat mântuirea care se apropie. Indiferent cine a fost la putere, indiferent cine este la putere și va fi la putere, indiferent câtă așa zisă libertate religioasă vom avea sau avem, realitatea este că avem și astăzi în 2020 prigonirile noastre. Nu te acceptă oriunde, n-ai voie să faci anumite lucruri, dacă ai intrat aici, respecti aceste condiții. E adevărat că nu suntem alergați sau nu suntem omorâți ca în altă parte a lumii, dar realitatea este că America de astăzi are prigonirea. Are prigonirea față de tine și față de mine. Ce alegi în vremea aceasta? Privește în sus. Mântuirea ta, mântuirea mea se apropie. Viața noastră este în... Nu se măsoară doar în 70-80 de ani. Viața noastră și eternitatea este mult mai lungă decât aici. Aștepți izbăvirea. Deci un om care este răstignit, privește într-o singură direcție. În al doilea rând, un om răstignit nu se întoarce și nu merge înapoi. Ce se întâmplă atunci când ești răstignit? Poți să mai dai înapoi, poți să mai vii? În mod fizic nu, nici într-un caz. Dar nu în mod spiritual. În mod spiritual, sigur că ai putea să alegi foarte multe lucruri. Dar un om care este răstignit împreună cu Hristos nu va da înapoi niciodată. În 1 Împărați, capitolul 19, la sfârșitul capitolului, cronicarul vorbește despre chemarea lui Elisei. Cum Ilie aruncă mantaua peste Elisei, care ara cu 12 perechi de oi, spune cuvântul Domnului, și el era cu a 12 pereche și îl cheamă. Elisei ce face atunci? Lasă pe celelalte, spune cuvântul Domnului că după ce s-a depărtat Ilie, Elisei s-a întors, a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă. Cu uneltele boilor le-a fert carnea și a dat oamenilor să o mănânce. Apoi s-a sculat și a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Viitorul proroc este chemat de Ilie și Elisei nu se uită înapoi, ci aduce o jertfă și merge după Ilie. Ceea ce este interesant, că a arat cu 12 perechi de boi, înseamnă că să ai o stare, o anumită stare materială bună, pe care poți să te bizui. Dar Elisei nu s-a bizuit pe aceasta, ci s-a uitat la chemarea pe care o are Dumnezeu. Deci un om care este chemat nu se întoarce înapoi, ci merge. Și ce este un lucru foarte interesant? Dumnezeu l-a chemat ca să fie și în primul rând
Elisei n-a fost chemat, deci nu a mers și nu a ajuns lider, repet, nu a ajuns lider, ci a ajuns un slujitor al lui Ilie. Știți, Ilie și-a ales un urmaș, așa a ales pe cine care vine după urmă. Noi suntem în vârsta la care suntem. Realitatea că vine o generație după noi, trebuie să chemăm și trebuie să introducem în slujbă, dar și acești care vin după noi trebuie să știe că Dumnezeu nu cheamă lideri. Corectați-mă dacă știu greșit și spuneți-mi chiar în momentele acestea dacă eu știu greșit acest lucru. Nu am întâlnit în lumea aceasta nicio școală care să pregătească directori sau CEO. Spuneți-mi dacă ați întâlnit ceva. Eu n-am întâlnit așa ceva. Dumnezeu i-a chemat, dar nu-i cheamă lider. Că i-a pune mai târziu lider este o altă treabă și este o altă problemă. Dar pentru aceasta trebuie să arzi totul în urma ta. Trebuie să te răstignești pentru Hristos. Și ceea ce este foarte frumos, spune cuvântul Domnului atunci când Iosafat și cu Ioram, fiul lui Ahab, merg la luptă, Iosafat întreabă dacă nu este cumva aici un proroc al Domnului. Și spune cuvântul Domnului că în 2 Împărați, în capitolul 3, versetul 11, spune că unul dintre slujitorii împăratului spune, este aici unul, este Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie. Ce exemplu minunat de slujire! Trebuie să știi că Dumnezeu ne cheamă și ne-a chemat și avem chemarea aceasta, dar pentru aceasta noi trebuie să urmăm pilda și să fim slujitori. Repet, să fim slujitori și apoi Dumnezeu ne cheamă. Nu pe toți, repet, nu pe toți. Că fiindcă Efeseni, capitolul 4, versetul 11, spune, El a dat pe unii, deci nu pe toți. De fapt, un slujitor, pentru un lider, pentru foarte mult, printre foarte multele calități pe care trebuie să le aibă, trebuie să aibă cel puțin două. În primul rând, trebuie să știe să se conducă singur. Trebuie să știe să-și conducă casa. Și în al doilea rând, trebuie să știe că nu toată lumea e lider. Dacă toată lumea e lider, atunci cine pe cine conduce? E o întrebare. În al doilea aspect, un om răstignit este un om statornic. Luca 9:62 spune, Iisus i-a răspuns, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru voi. Câți dintre voi ați văzut vreodată în viață un plug? Sunt câțiva. Altă întrebare, câți dintre voi ați arat vreodată? E mai puțin. Este mai puțin, foarte puțin. Știți, plugul are un obicei foarte rău. Dacă nu te uiți înainte și ai luat mâna de pe una dintre corne, se duce câși. Se duce câși și totul este harcea-parce, așa cum zicem noi în Ardeal. Cu alte cuvinte, mergi, încerci să tai o brazdă dreaptă, și plugul sare din brazdă, o ia încolo, dincolo îl bagi înapoi și te trezești cu ogorul jumătate arat, jumătate nearat. Ei, aș vrea să vă spun un lucru. Dumnezeu nu amestecă grâul cu paiele. Lui trebuie ori ogor arat, ori ogor nearat. Dacă ai pus mâna pe coarnele plugului și Iisus nu spune, știu eu, aceste parabole, aceste pilde, nu le spune de dragul numai de a spune, de a umple o predică. Nu, le spune cu un anumit scop. V-am încercat să vă arăt, știu, am arat și cu tractorul și cu plugul. Știu cum este, din experiența mea personală. Și vă spun, dacă ați pus mâna pe coarnele plugului, nu vă uitați înapoi. Este și o cântare. Este și o cântare în sensul acesta. Domnul să ne ajute ca să fim așa și să mergem înainte. Apoi acel om, al treilea aspect este, căci un om nu se întoarce înapoi, este că dacă privești înapoi, te așteaptă moartea. Luca 17:32, Iisus spune în felul următor, aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Ce se întâmplase cu Lot? Cunoașteți istoria, nu vreau să vă spun multe din aceste lucruri. Cert este un singur lucru.
La insistențele lui Avram, Dumnezeu îl scapă pe Lot, scapă cele două fete și scapă pe nevastă sa. Și îi spune, ieșiți din Gomora și o să scăpați. Dar aveți împlinit o singură condiție. Când ați ieșit, să nu vă uitați înapoi. Deci să nu dați înapoi. Nu poți merge înainte. Bine, dacă tu te uiți înapoi. Și nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și a murit. Dragul meu, un om care este răstignit, nu se întoarce, nu merge înapoi, are privirea îndreptată într-o singură direcție. Și în al treilea rând, un om răstignit nu are planuri personale. Probabil o să mă condamnați pentru acesta, dar realitatea este că este bine să avem planuri personale. Și fiecare ne facem planuri personale. Totul depinde cum ne raportăm la aceste planuri personale. Iisus spune în Ioan 12:24, adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut în pământ nu moare și rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Un bob de grâu pe care îl pui în pământ, nu știu dacă are acest plan ca să moară. Dar dacă te uiți în pământul în care l-ai pus, la un moment dat nu o să vezi nimic, vezi ceva putrezit. În schimb, în locul acesta o să vezi niște firicele foarte, foarte fine, niște rădăcini foarte fine și niște firicele verzi, niște frunze, care nu seamănă absolut deloc cu grâul. Repet, nu seamănă absolut deloc cu un grâu, cu un bob de grâu, dar mai târziu crește și aduce roadă. Ei, așa este omul care este răstignit. Trebuie să moară, trebuie să aibă planurile lui Dumnezeu. Apoi, al doilea aspect din acest capitol este că trebuie să moară zilnic. 1 Corinteni 15:31. În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte, atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus Domnul nostru. Cel ce este răstignit, este răstignit pentru o viață întreagă. Deci nu merge că ești răstignit pentru două zile. Nu este că ești răstignit cât ține programul în biserică. Nu este și nu ține doar de faptul că stai pe stage o jumătate de oră și restul nu te mai vede nimeni. Nu. Dacă ai venit la Iisus Hristos, trebuie să mori zilnic. Zilnic trebuie să mergi cu El. Este 7 din 7, 24 din 24 și nu există excepție. Repet, nu există excepție. Apoi, este, al treilea aspect este că este răstignit față de lume. În ceea ce mă privește, spune Galateni 6:14, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Știți, ne lăudăm cu foarte multe lucruri. Repet, ne lăudăm cu foarte multe lucruri. Realitatea este că ar trebui să ne lăudăm ca lumea să fie răstignită în noi și noi față de lume. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și al patrulea aspect din acesta este că dorința noastră, dacă suntem răstigniți, este ca să facem voia Tatălui Ceresc. Ioan 4:34, știți istoria, Iisus stă de vorbă cu samariteanca, ucenicii vin înapoi să-i aducă de mâncare și oare ce a mâncat, domnule, nu se scoală sau nu o lasă în pace pe femeia aceasta? Și Iisus spune, mâncarea mea este să fac voia Tatălui, voia celui care m-a trimis pe mine. Acesta este omul care este răstignit. Există o prioritate în viața de copil al lui Dumnezeu. Și această prioritate nu este planul personal, ci este planul lui Dumnezeu pentru tine. Planul personal al meu trebuie să fie supus planului lui Dumnezeu. Iisus spune înainte de răstignire și se roagă, dacă este cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Și totuși sfârșește în Luca 22:42 cu partea a doua a versetului și spune, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. În concluzie, ce înseamnă să fii răstignit? A fi răstignit înseamnă să privești într-o singură direcție, nu și înapoi, și înainte. Privește numai în sus, nu jos pe pământ, ci în sus, la cer. Omul răstignit nu se întoarce înapoi. Dacă am fost răstignit împreună cu Hristos, atunci preocuparea noastră trebuie să fie Hristos. Trebuie să fie Hristos. Celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu nu este nedrept, repet, nu este nedrept. El ne dă pe deasupra. Și al treilea aspect este, omul răstignit nu are planuri personale. Pare incomod?
pare de-a dreptul altfel într-o lume în care suntem învățați că totul ni se cuvine, totul putem să facem să nu ai planul acesta. Am o întrebare pentru voi toți. Cât dintre aceste lucruri pe care le-am auzit în seara aceasta, incluzând pe mine și pe voi pe toți, cât te sunt realități în viața ta și în viața mea? Mai ai de răstignit, mai am de răstignit ceva în viața ta? Eu personal vorbesc în dreptul meu, am de răstignit încă foarte multe lucruri. Dar ceea ce este un adevăr, este că vreau că dacă rostesc acest cuvânt, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine să se vadă în viața mea. Și mă rog ca să se vadă în viața Bisericii Emanuel, a familiei mele, a dragilor noștri. Amin.